Mami, am găsit niște baloane drăguțe în parc, vin o să ți le arăt, nu le-am luat, poate sunt ale altor copii. Hai să întreb tu. Ajungem la baloane. Mi se nmoaie picioarele. Deja o vedeam cu mâinile pe prezervative folosite, aruncate peste tot. Maria avea trei ani, adică exact vârsta la care recomandă specialiștii să le vorbim despre asta. Din păcate, mulți părinți au feeling negative când vine vorba de prezervative că numai prostituatele le folosesc, că sunt murdare, că sunt făcute pentru oamenii bolnavi. Copiii, în schimb, le văd altfel. Niște baloane drăguțe pe care le pot lua acasă, le pot umple cu apă și se pot juca cu ele. Așa că, atenție! Virusul hepatitei, de exemplu, poate supraviețui multă vreme în fluidele corpului omenesc chiar și după ce s-a uscat. Ai de ales pudoarea ta sau sănătatea copilului. Copilul trebuie să știe că prezervativele sunt curate atunci când le cumperi, că părinții le folosesc când fac sex pentru că nu-și doresc 35 de copii. Așa că bărbații își pun prezervative pe penis și atunci când penisul intră în vagin și din el iese sperma, ea rămâne în prezervativ și nu mai ajunge în corpul femeii ca să facă un copil. Îi mai pot spune copilului că prezervativele sunt ca niște șervețele folosite. Așa cum nu luăm șervețele folosite de pe jos pentru că au microbi, nu luăm nici prezervativele. Ce bine că mi-ai spus! A fost reacția lui Cristi, un bețel de patru ani cu care mama a avut această discuție. L-aș fi luat acasă și mi-aș fi pus bilele de la jocuri în el. Nu uita, educația sexuală a copiilor începe cu educația sexuală a părinților.